Coș și este profesor și pe care am dorit să o aplaudăm. Deoarece face servicii gratuite de traducător încă de la prima ediție a acestui festival. Ella Jacob is coming from the planet Earth. She's not coming from Romania, she is coming from Norway, she's not coming from United States, she's coming from the planet Earth. Why? Because she is universal. She doesn't have any emotions when she has to tell her feelings. Her feelings doesn't have borders, her feeling doesn't have any space motion. She has that international universal feeling. Ella Jacob is coming from the planet Earth. Welcome, Ella Jacob. Thank you. Thank you all. I think we all know each other for years by now. I do want to read you a poem that will give the title of my new book, that will be called The Book of Athanasios. Athanasios in Greek means the one who never dies. Dragi colegi, o să citesc un poem care va da titlul noii mele cărți, care se va numi Cartea lui Athanasios. Cred că românii știu ce înseamnă Athanasios și nu mai traduc. Face parte dintr-un ciclu poetic mai larg care se numește simplu Vin Îngerii. Doar cei ce pot contempla râul stelar, retrăind agonia lui Faeton fără să moară, sunt primiți în Elada pustiului. Trei cuvinte am rostit lângă hotar și porțile mi s-au deschis. Ținutul enigmatic nu avea temple, regi, sacerdoți, altare. Eremiții erau zvelți și tinerețea lor nu semăna cu tinerețea pământenilor. Toți trăiau 33 de ani. Brusc, îngerul a început să-și miște degetele pe strunele unui buzuchi plămădit în eter. Stâncile uriașe sunau cum suna luntra lui Caron când trecea Orfeu apele Styxului, despărțit de Eurydice pentru totdeauna. Au murit atunci de jur împrejurul meu 33 de bărbați. Cum nu am murit și eu, deși făptura mea toată a cântat și ea, cu vocea din luntre, cu vocea sufletelor plecate mereu spre lumea întunecată, numai îngerul care mi-a murmurat Esi, Ise, Athanasios, știe. Mulțumesc! Invităm în scenă pe Nicolae Silade, care este poet și jurnalist. A fost redactor șef al Lugojul în perioada 1991-1997. În 1997 este fondatorul și directorul ziarului Actualitatea, iar din 2010 este fondatorul și directorul revistei Actualitatea Literară. A publicat în reviste din țară și din străinătate: Conta, Argeș, Orient Latin, Cafeneaua Literară, Pro Seculum, România Literară, Luceafărul, Convorbiri Literare, Flacăra Orizont, Familia, Ramuri Tomis, Ateneu, Român în Lume, Origini, România, Libertatea. Poezia lui Nicolae Silade s-a conturat în volumele Visul în lucru, Partea poeților, Mergere înainte, Eternelia, Iubirea nu bate la ușă, partea întâi, Iubirea nu bate la ușă, partea a doua. Nicolae Silade is both a poet and a journalist. He was the editor-in-chief of Lugojul between 91 and 97 from 97, 97, oh God, oh, oh.
From 97 he has been the founder and the director of the newspaper Actualitatea, as well of the magazine Actualitatea Literară. He has published his writings in Romania and foreign literary magazines. Conta, Argeș, Orient, Latin, Cafeneaua Literară, Pro Saeculum, România Literară, Luceafărul, Convorbiri Literare, Flacăra, Orizont, Familia, Ramuri, Tomis, Ateneu Român în Lume, Origini, România, Libertatea, and Libertatea. His poetry books are The Dream Labor, The Book of Poets, Walking Ahead of a Woman Named Eternity, Love Does Not Knock on the Door Part 1, Love Does Not Knock on the Door Part 2. F. Presar de fiecare dată când aud numele tău. Și l-aud-o mai des. Chiar și atunci când nu e rostit. Numele tău purtat de 999 de milioane de fete, de magazine, de lux, de limuzine. În fiecare clipă se naște o fată care poartă numele tău. Dar niciuna nu-l poartă ca tine, cu atâta eleganță, cu atâta frumusețe. În fiecare clipă moare în mine o fată care poartă numele tău, pe care nu-l mai porți, care nu te mai poartă. Numele tău vine singur la mine, de parcă ar fi de numele meu îndrăgostit, de parcă ar fi îndrăgostit de el viața mea, trăită numai și numai în numele tău. În numele tău, în numele dragostei, în numele frumuseții. Amin. În continuare, invităm în scenă ansamblul Reșițean al Școlii Populare.